Deficitul bugetar a crescut la 1,71% din PIB după primele 6 luni, dar este în scădere comparativ cu 2021 de către editorialul Observator la 25.07.2022. Ora 22:50, deficitul bugetului consolidat general crește până la 1,71% din intern brut. Intern brut primele 6 luni ale acestui an, de la 1,57% din PIB între ianuarie și mai 2022, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Publicitate. Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul bugetar a crescut la 1,71% în 2022. Deficitul bugetar a înregistrat o scădere a 1,15 puncte procentuale în primul semestru din 2022, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, când a fost înregistrat deficitul de 2,86% de PIB. Publicitate. Executarea bugetului general de consolidare în prima jumătate a anului 2022 a încheiat cu un deficit de 23,51 miliarde lei intr, o scădere, comparativ cu un deficit de 33,81 miliarde lei înregistrat în aceeași perioadă în 2021. Acesta a fost declarat un procent din produsul intern brut. Deficitul bugetar a înregistrat un procent de 1,15 puncte în primele 6 luni din 2022, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, de la 2,86% din PIB la 1,71% din PIB, a spus sursa. Conform datelor MF, veniturile bugetare consolidate generale au ajuns la 216,7 miliarde lei în prima jumătate a anului 2022, cu 22,9% peste nivelul colectat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția care le beneficiază este influențată în principal de progresul veniturilor TVA, a veniturilor netax, impozitelor și a altor impozite pe bunuri și servicii și contribuții de asigurare, a declarat reprezentantul MF. Costurile din impozitele pe salarii și creșterea veniturilor. Costul impozitelor pe salarii și venituri a ridicat la 16,93 miliarde lei în prima jumătate a acestui an. A înregistrat o creștere de 18,4%, susținută de o creștere a încasărilor dintr o singură declarație, impozit pe dividende, fiecare impozit aferent celor aferente celor aferente celor legate pensionare. În același timp, veniturile din impozitul pe salariu au crescut cu 10,9%, sub evoluția fondurilor salariale în economie. Publicitate. Contribuția de asigurare este înregistrată cu 68,46 miliarde lei în primele 6 luni, în creștere cu 9,7%. La fel ca impozitul pe salariu, evoluția este mai mică decât dinamica fondurilor salariale. Colectarea impozitului pe profit a ridicat la 10,76 miliarde lei în primele 6 luni, a înregistrat o creștere. Câți bani au fost colectați?